زبان من شرف آمد. Bună, dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici, pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. E drept având o mică slăbiciune pentru zona Middle Eastern, dezvoltat așa, treptat. Dar dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe, implicit clopoțelul, pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez câte un videoclip nou. Tot ceea ce se întâmplă pe acest canal de YouTube, vizionările, comentariile, like-urile, distribuirile, sunt absolut total gratuite. Bun. De-abia am început și am obosit. Dar. My scent of the day, parfumul zilei mele de astăzi, eu acum când filmez este vineri, voi veți vedea acest videoclip mâine, adică sâmbătă, este genul acela de parfum oarecum primăvăratic. Da, știu, toată lumea face parfumuri de primăvară, eu nu știu dacă voi numi chiar așa, voi face câteva selecții pe categorii, pe căprării. Am deja o colaborare cu Coco de la Simțuri Ascuțite și cu Otilia de la Cufărul cu Parfum. O să vă inserez pe undeva pe aici videoclipul la care am participat pe post de invitată a lui Coco și am prezentat și eu acolo 3 parfumuri. De asemenea, în bara de descriere veți avea și link către acel videoclip. Dar parfumul zilei de astăzi vine de la casa Al Haramain. Este un parfum ce momentan nu v-am vorbit despre el. Urmează să vorbesc deoarece l-am de ceva timp și îmi place foarte mult. Și se numește Jamela. Jamela, Jamila, ce vreți voi, cum vreți voi. Și da, are aici o chestie. Însă, așa a venit. Dar, parfumul în sine este acea explozie fructată și nu mergeți către zona de erba pura, că știți că nu prea sunt eu de pe acele meleaguri. Este mai degrabă o explozie fructată, resimt clar de aici, din start, căpșuni, da, multe căpșuni, fructe roșii, fructe zemoase, delicioase, suculente, dar toate sunt servite pe un platou, pe un pat de jeleuri fructate. Da? Cam asta e Jamila pentru mine. Lăsați-mi și mie, ca de obicei, în secțiunea, vai de mine, în secțiunea comentarii, ce parfum purtați voi astăzi. Și subiectul zilei de astăzi este un parfum ce l-am de o lună, dacă nu mă înșel. Vă inserez și videoclipul în care am făcut unboxing și primele impresii și mi-a plăcut de la primul nas, de la primul puf, însă în momentul de față pur și simplu mă obsedează. Și da, nu credeam să spun vreodată așa ceva în legătură cu un parfum centrat pe nota de trandafir. Însă. Și da, îmi cer scuze, nu mai am cutia de la el, era un cutioc imens, oricum dacă derulați puțin înapoi și vedeți videoclipul în care i-am făcut unboxing-ul, vă lămuriți, da? Deci cutia aceea nu, a zburat. Dar parfumul vine de la Paris Corner, da, Dubai Collection, da, Roche 25 pentru 5% discount, de altfel, treaba asta cu codul acesta de reducere este singura metodă prin care voi puteți susține acest canal. Da? La orice achiziție de pe site-ul celor de la Dubai Collection sau Dubai Collection EU sau Arabian Scent Net, vă las toate detaliile în bara de descrieri. Deci, indiferent dacă sunteți din Românica sau din afară, vă aflați undeva în afară, codul acesta de roșu, codul acesta...
Codul acesta ROJ25 va aduce dumneavoastră un discount de 5%, indiferent dacă parfumurile sunt deja reduse sau indiferent dacă vorbim de decanturi, și mie îmi aduce niște punctulețe. Punctulețe pe care, cu ajutorul cărora, mai bine spus, eu pot plasa comenzi. Și December Rose de la Paris Corner. Hai, nu intra sticla în cadru. Aceasta este prezentarea. Una din sticlele acelea ce le poți folosi pe post de armă albă. Capacul este foarte, foarte greu, este din metal 100%. Și undeva aici pe spate, dumneavoastră aveți și notele parfumului. Oricum, gama aceasta December, ca și prezentare, nu știu, eu oricum sunt fană înrăită Paris Corner, însă de data aceasta pur și simplu au făcut o adevărată operă de artă cu această sticluță. În opinia mea, poate vouă vi se pare prea chicioasă, prea... A mie mi-i piace. Bun. Notele o să vi le inserez pe undeva pe aici, deoarece vom vorbi despre părerea mea finală în legătură cu December Rose, plus probleme tehnice din nou, plus, cum v-am obișnuit, multe variante de layering, deoarece, pentru că și fiindcă nu sunt doar 10. Dar, haideți să pufăim parfumelul. Și da, acest parfum se deschide vesel și efervescent. Însă, oricum, dezbatem subiectul. Nu rămâne în zona aceasta, da? De fapt, eu asta vreau să spun. Nu rămâne, nu este acel parfum cu trandafir vesel, efervescent, girly, romantic și așa mai departe. Nu. Decât deschiderea este veselă, efervescentă, mă duce cu gândul la o dulceață de afine, dar cum? Este ca și cum ai pe o farfuriuță câteva lingurițe de dulceață de afine, iar de jur împrejurul dulceții, bună dimineața, s-a trezit dulceața, ai câteva felii de mandarine proaspăt decojite, da? Pur și simplu, în deschidere, eu asta resimt. Nu sunt afinele acelea neapărat exagerat de acrișoare, ușor astringente. Nu, este ceva ce mă duce mai degrabă cu gândul la o dulceață de afine asezonată cu felii de mandarină. Însă, pe măsură ce se dezvoltă acest parfum, capătă o nuanță dulceagă, florală, oarecum elegantă, însă când spun o nuanță dulce, florală, totul este bine echilibrat, da? Nu devine dulcele acela copleșitor sau nu devine acel parfum floral, clasic și așa mai departe. Bineînțeles că am uitat să vă spun faptul că cei de la Paris Corner spun că această variantă este inspirată de Fenty by Fenty sau Fenty Fenty de la Rihanna. Habar n-am, nu am testat acel parfum spre marea mea rușine, așadar vorbim strict despre December Rose. După ce depășim faza aceasta oarecum dulce florală, începe să își bage năsucul un accent moscat, da? Un acord moscat, mai bine spus. Este ceva moscat aici și treaba asta, izul acesta dulce floral, capătă oarecum valențe gotice pentru mine. Nu rămâne, de aceea v-am spus că nu este floralul acela clasic. Este genul de floral ușor mai aparte, ușor mai dark. Genul acela de aromă ce se luptă oarecum să rămână la granița dintre lumină și întuneric, da? În momentul de față al dezvoltării parfumului, pur și simplu așa le resimt, ca și cum se luptă trandafirul acela care ei listează ca fiind unul bulgăresc.
Nu pot spune că, într-adevăr, acesta este izul acela de trandafir bulgăresc, izul acela greu. Nu. Mai ales că eu detest trandafirul bulgăresc, că de asta mă umflă și râsul, că am ajuns pur și simplu. Deci eu iubesc acest parfum. Da? Îl iubesc, chiar dacă este centrat pe nota de trandafir, chiar dacă ei vin și spun că este unul bulgăresc, eu nu resimt trandafirul acela greu, oarecum vintage, pentru că, în opinia mea, trandafirul bulgăresc are un iz de old lady, ca să vorbesc cât de cât elegant, are izul acela bătrânesc, bătrânicios, ușor vintage, însă nu. În December Rose, după nasul meu și după simțurile mele, nu există acel gen de trandafir. Este mai degrabă un trandafir aromat, dar totodată tămâios. Nu am idee, nu am scos notele, nu am idee în momentul de față dacă este listată și nota de tămâie, însă eu așa îl percep, ca fiind un trandafir foarte, foarte aromat, totodată cu ceva tămâie, tămâie neaprinsă, ca să fiu mai precisă. Și toată treaba asta se sprijină oarecum de o mușcată înflorită. Și da, știți că din alte videoclipuri, dacă mă urmăriți, o să vă inserez videoclipul cu pricina pe undeva pe aici, izul acela de mușcată este de fapt o aromă de stare pentru mine. Mă duce în copilărie, v-am mai povestit eu, da? Nu intru din nou în subiect, deoarece nu vreau să mi se umezească ochii. Dar resimt acea mușcată și este foarte, foarte fain redată. Din nou, în opinia mea și la felul în care disec eu și înțeleg eu acest parfum. Dar, totodată, se mai resimte un iz de mușchi verde. Izul acela, dacă ați fost într-o pădure, nu știu, și sunteți genul acesta să mirosiți plante, să mirosiți flori și așa mai departe. Eu, din curiozitate, chiar am mirosit un mușchi, da? De pe un copac, mușchi verde. Și mi-a plăcut aroma aceea. Culmea, izul acela oarecum firav, nu pot spune că este un iz verde, da? Iz categoric verde. Nu. Este mai degrabă izul acela de mușchi verde, iar izul acesta este îmbinat, este acompaniat de paciuli. Însă, paciuli din acest December Rose nu este genul acela de paciuli ce vă lasă senzația de ciocolată, paciuli ciocolatos, ca să mă exprim așa, ci este acel paciuli cu iz de pământ umed, cu iz de pământ jilav. Oarecum, hai să mergem până la faza de noroi, da? De asta spun, nu este un parfum clasic cu trandafir tânăr, vesel, efervescent, al Adelina sau așa mai departe. Nu. Este parfumul acela de doamnă care știe ce poate, cât poate și știe că nu e cazul să demonstreze nimic nimănui. Da? Cam așa aș cataloga eu în câteva cuvinte December Rose. Și da, în momentul în care spunem că este un trandafir aici și avem și ceva pământ umed și avem și acel iz fin verde, ne putem duce într-adevăr cu gândul către zona Noir de Noir de la Tom Ford, implicit Club de Nuit Intens de la Armaf. Și da, December Rose, în opinia mea, face parte, da? Deci atenție, face parte din aceeași categorie, din aceeași familie olfactivă, însă nu-l percep a fi un dup nici pentru Noir de Noir de la Tom Ford, nici pentru Club de Nuit Intens de la Armaf. Doar că este din aceeași familie olfactivă, da? Ca aromă, pe ansamblu, este oarecum cumva un văr de-a lui Noir de Noir,
implicit club de nui intens de la Armaf. Tot mă leg de club de nui intens de la Armaf, deoarece este varianta aceea accesibilă sau on a budget sau de buget pentru noir de noir de la Tom Ford. Îl am și pe acela, îl ador de nu se poate, v-am mai vorbit despre el în alte videoclipuri, însă dacă ar fi o scurtă paralelă la modul că posibil aveți club de nui intens și vă gândiți, păi, și de ce mi-ar mai trebui December Rose? Nu sunt una și același lucru, da? December Rose nu este aceeași poveste cu club de nui intens de la Armaf. Sunt în aceeași familie olfactivă, însă diferența la, cel puțin acum la atomizor și din ceea ce mi-aduc aminte că am resimțit atunci când am purtat club de nui intens de la Armaf, constă în faptul că acesta are deschiderea aceea și are pe timpul, pe durata dezvoltării, are acel iz fiind de tot oarecum acrișor. Da? Dat de treaba aceea cu afinele. Cum v-am spus eu că în deschidere resimt acea dulceață de afine. Este oarecum, dacă vreți, genul acela de parfum. Mii de scuze. Este genul acela de parfum, mă repet, din aceeași familie olfactivă, însă December Rose tind eu să cred că va fi mult mai ușor de purtat chiar și în sezonul cald, da? Seara sau... Eu cam evit să recomand parfum de zi, parfum de seară, parfum de nu știu ce sezon, pentru că până la urma urmei fiecare poartă, exact cum v-am mai spus în N și N videoclipuri, ce vrea, cum vrea, cât vrea și unde vrea. Însă, eu ca purtătoare de parfumuri oarecum bold și in your face, nu cred că totuși aș purta Armaf Club de nui intens vara, nici măcar seara, pe când December Rose da. Da? Categoric da, l-aș purta. Este un parfum elegant, senzual, dar are și latura aceea gotică, are și latura aceea întunecată, are latura aceea misterioasă. E genul de parfum care cu siguranță nu vă va lăsa să treceți neobservate. Dacă l-aș cataloga unisex, doar dacă domnilor, nu vă sfiți de nota de trandafir. Dacă nu vă sfiți de nota de trandafir și vă place Armaf Club de nui intens sau noir de noir de la Tom Ford, da, aș zice să testați o mostră din acesta. În schimb, dacă nu vă place trandafirul și dacă nu sunteți în zona celor două parfumuri menționate, nu, sub nicio formă, nu o să fie pe placul dumneavoastră acest parfum. Longevitatea pe piele. E drept, el s-a și așezat, da? În momentul de față duce undeva la 8-9 ore pe piele, pe pielea mea, în cantitatea aplicată de mine. Iar pe haine, am unele haine din 100% bumbac, la care am resimțit fin parfumul și după spălare, da? Deci pe haine este de-a dreptul bestie. Deci pur și simplu este bestie. Siajul acestui parfum este undeva la 2-3 ore, din nou, în cantitatea aplicată de mine, da? Siajul rămâne undeva la 2-3 ore. Categoric sunt mega încântată de el. Nu a fost pachet de PR de la Dubai Collection, nu, a fost achiziționat din banii mei, da? Adică nu laud ca să vai de mine, hai Dubai Collection, nu. Dar este, nu știu, genul acela de parfum misterios, senzual, oarecum în zona unei femme fatale, foarte, foarte fain, foarte fain. Și prin acest parfum chiar sunt curioasă în momentul de față să testez și Fenty de la Rihanna. Dar... cu siguranță, el pentru mine este fix ceea ce trebuie. Și dacă l-aveți și dacă sunteți ca mine, vă place să mirosiți oarecum ca toată lumea, dar și nu prea,
E cea mai logică frază din toate speech-urile mele de până acum. Am și variante de layering, ca de obicei. Prima dintre ele, pentru prima dintre ele, vin către dumneavoastră cu două variante. Și anume, ori Kayali Vanilla 28 și da, eu am varianta de 10 ml, ori 28 Flavors de la Oud Darabi London, uleiul de pe site-ul celor de la Dubai Collection. Și pentru că îmi place mult mai mult aroma uleiului față de acest parfum, o să fac un clip versus, un clip de tip versus în viitorul apropiat, voi face layering-ul cu uleiul. Și dacă combinăm 28 Flavors de la Oud Darabi London cu acest parfum, vai viață! Deci vai viață! Vă dispare tenta aceea de dulceață de afine, se estompează, da? Este ca și cum ai aceeași farfurie cu dulceață de afine și felii de mandarină, însă peste care ai presărat mult zahăr brun, dar mult, da? Cam în asta se transformă deschiderea. Iar apoi, treptat, știu că dispare tenta aceea ușor verde, tenta aceea de mușchi verde, mai precis, da? Prin această combinație. Sau dacă aveți Kayali Vanilla 28 și combinați cu acest parfum pentru ambele variante, atât pentru original cât și pentru ulei, treaba aceea cu mușchi verde dispare. Și nu mai este la fel de proeminentă nota aceea, acordul acela de paciuli, de tip pământ umed, noroi, pământ jilav și așa mai departe. Veți rămâne pe faza de trandafir, dar în continuare unul gotic. De data aceasta mult mai catifelat îl percep și din nou este ca și cum topești zahărul acela brun și glazurezi acel trandafir, da? Îi conferă un acord, o tentă, îl duce oarecum fiind de tot într-o zonă gurmandă, însă din nou, nu este gurmandul acela de tip cofetărie sau așa mai departe. Nu, este gurmandul acela oarecum gotic, bazat pe un trandafir foarte, foarte catifelat. Dar din nou, este genul acela de combinație pur și simplu înnebunitoare, da? Nu, categoric nu. Și oricum am observat, asta ca o paranteză, acest ulei de la Oud Darabi London Vanilla, nu, 28 Flavors, inspirat din Vanilla 28 de la Kayali, se combină cu orice, dar cu orice, da? Cu orice de pe lumea asta, e divin. Divin. Următoarea combinație la care nu știu câte dintre dumneavoastră s-ar fi gândit, dar na, mie îmi place să testez și să experimentez, December Rose combinat cu, eu am ales din toată șleachta mea de parfumuri inspirate, inclusiv știți că am și de Candy original. Vorbesc aici de Francis 63.55 Pro FM, orice ADN de gri Charnel. Dacă îl combinați cu December Rose de la Paris Corner, jur, este genul acela direct de aromă de făcut copii. Deci nu ai cum, nu ai cum cu aroma asta, este pur și simplu înnebunitoare, da? Este una din aromele mele preferate. De altfel, știu că atunci când m-am jucat eu, între ghilimele, cu December Rose, tot căutând variante fericite de layering, pentru că v-am mai spus eu, nu întotdeauna iese ceea ce trebuie, l-am combinat, am făcut layering și cu Versace Crystal Noir. Vai de viața mea și de sufletul meu! Deci, insist! Dacă le aveți sau dacă aveți o mostră din acesta și aveți Versace Crystal Noir, eu am EDT.
Sau din nou, dacă aveți o mostră din acesta sau aveți sticla full size și aveți Francis 63.55 sau Gris Charnel sau Lime Gris de la Latafa sau Antique Niche Marathi de la Latafa. Combinațiile, pentru că pur și simplu este genul acela de direct Lady Boss. Deci nu Lady Boss, mama mafiei, da? Madre, ce vreți voi, pentru că de ce merg eu către mafie și lucruri interzise și așa mai departe? E genul acela de aromă pur și simplu, exact cum v-am mai spus eu, narcotică, creează dependență, este senzualitatea întruchipată, însă totodată este și ceva acolo, ori cardamomul de aici, din Francis 63.55 combinat cu treaba aceea cu trandafirul oarecum gotic, îți lasă senzația aceea, nu știu cum să zic eu, oarecum de teamă. Ai vrea să te uiți la persoana ce poartă combinația asta, dar parcă ți este teamă să nu te vadă, să nu te observe că te uiți la ea și așa mai departe. Dar această combinație, în opinia mea, poate fi purtată cu succes și de către un domn. Da? Pentru că ADN-ul de Gris Charnel domolește trandafirul din December Rose. Însă este... Nu, deci nu am cuvinte. Nu am cuvinte. Acum, vin cu încă două variante pentru acele dintre doamnele ce sunt în zona parfumurilor gurmande. Și avem aici Chocolate Heaven de la Oud Arabi London, uleiul inspirat din Chocolate Greedy de la Montal și Nebras Gold de la Latafa. Ambele sunt oarecum în zona gurmandă, însă Nebras Gold de la Latafa, sau la fel, dacă aveți Billie Eilish și nu-l aveți pe acesta, dacă aveți Billie Eilish de fapt și aveți și December Rose, combinațiile. Nebras Gold, revenind la el, este gurmandul acela dulce, oarecum copleșitor pentru multe doamne. Pe când Chocolate Greedy sau Chocolate Heaven de la Oud Arabi London este gurmandul acela oarecum prăfos, i-aș spune eu, în opinia mea. Dar din nou, ambele merg de minune, de minune cu December Rose, da? Oricare le aveți. Sau dacă vreți să fiți bombă pe două picioare, aplicați Chocolate Heaven pe lungimea părului, Nebras Gold pe piele sau pe haine și December Rose la fel, pe piele sau pe haine. Garantat, garantat, nu va fi nici dulcele acela care... Nu veți avea nici izul acela de cofetărie ambulantă, mai pe românește. Însă, trandafirul de aici se îmbină de minune atât cu ciocolata din Nebras Gold, pentru că eu v-am mai spus, eu resimt ciocolată Nebras Gold, dar foarte, foarte bine se îmbină și cu izul acela de ciocolată oarecum prăfoasă din Chocolate Greedy de la Montal sau Chocolate Heaven de la Oud Arabi London. Din nou, încă o variantă de layering, chef kiss, cum se spune. Acum. Am două propuneri din zona parfumurilor de vrăjitoare. Chiar voi face un videoclip cu selecția mea de parfumuri de vrăjitoare. Ce înseamnă pentru mine acele parfumuri de vrăjitoare? Sunt acele vrăjitoare moderne, nu sunt acelea cu cazanul sau călare pe mătură. Genul acela de femei cu o frumusețe oarecum... extraterestră, dar totodată parcă le simți și un alt fel de energie, da? Parcă simți că acolo ceva e... Înțelegeți voi ceea ce spun. Și pentru aceste două variante de layering, am aceste două parfumuri de la Fragrance World. În primul rând, Wurud Bois d'Arabie,
din categoria Coco Made Me Buy It, da? Pentru că în urma videoclipului lui Coco am primit și eu cu brațele deschise în viața mea această sticluță și nu în ultimul rând Wurud Blanc, Blanc? Da, Blanc Safir. Dar să le luăm pe rând, treptat. Aceste două variante de layering, după cum v-am spus, nu prea sunt pentru oricine. Da? Dacă nu sunteți în zona parfumurilor gotice, întunecate, izul acela periculos, vai de viața mea și de sufletul meu. Bun. Bun. În primul rând, ambele din combinații sunt bombe. Sunt bombe nucleare din toate punctele de vedere, începând cu aroma în sine și nu în ultimul rând cu performanțele. Da? Deci cu aceste două variante de layering veți lăsa trenă lungă, cum spune Otilia de la Cufărul cu parfum. Dar ce avem aici? Tămâia, vă spuneam eu că în December Rose resimt acel trandafir oarecum tămâios. Nu am idee notele lui Bois d'Arabie în momentul de față, însă e ceva în acest Bois d'Arabie care îi accentuează tămâia trandafirului din December Rose. Și da, pur și simplu, direct, din nou, mă văd pe mine în momentul în care poartă această variantă de layering cu o roche foarte, foarte lungă în stil gotic, fix această culoare, într-o catedrală veche, da? Deci pur și simplu, mai mult de atât, fix starea aceea. E genul acela de parfum pe care eu una l-aș purta la o ocazie specială, la o cină, de ce nu într-un club. N-am mai văzut clubul și clubul pe mine de nu mai știu când, dar nu mai contează. Vă spun unde l-aș purta, pentru că nu este genul acela de aromă versatilă, clar nu, și din nou nu este pentru oricine, da? Nu oricine poate să poarte așa ceva și nu oricine ar putea înțelege această combinație. Doamne, dar totodată este oarecum și dulce, dar nu dulcele acela gurmand, treaba asta este dată de Bois d'Arabie, mereu uit. Da? E dulcele acela, e vanilia aceea din nou, aflată la granița dintre întuneric și lumină. Nu este vanilia aceea gurmandă. Dar da, din nou, genul acela de combinație direct pentru o femme fatale. O femme fatale cu apucături din astea gotice, da? Foarte, foarte, foarte fain. Pe partea cealaltă, vă spuneam eu despre Wurud Blanc Safir. E, în momentul în care combinăm December Rose cu Wurud Blanc Safir, Doamne măicuț, ai cel mai moscat trandafir, dar din nou nimic juvenil, nimic romantic, nimic girly, da? Ai multă, multă tămâie, dar este genul acela de tămâie, cum să zic eu, nu vă duceți cu gândul că dacă combinați aceste două parfumuri, automat veți mirosi a călugăriță bogată sau a biserică sau așa mai departe. Nu, nu. Pur și simplu este genul, vai cât e de fain. Este oarecum mai pufoasă această variantă față de cea cu, iar am uitat, Bois d'Arabie, da? Varianta cu Bois d'Arabie este mai pe partea aceea vanilică, da? Pe când varianta cu Blanc Safir este oarecum pufoasă, din nou, e genul acela de aromă duplicitară, ca să fiu eu mai precisă. Ba te duce într-o zonă de mosc, pufos, dulceag
și un trandafir frumos acolo, care capătă ceva fațete cremoase, ca să mă exprim așa. Dar tămâia nu te lasă să rămâi acolo, acea copilă nevinovată. Nu. Tămâia te ia și te duce ușor, ușor din nou în acea zonă, oarecum la granița dintre lumină și întuneric. Foarte fain. Din nou, combinația aceasta mi se pare, din toate cele despre care vom vorbi astăzi, cea mai de nișă. Da? Cu siguranță nu va, din 100 de doamne, nimeni nu va mirosi ca dumneavoastră. E genul acela de aromă care pur și simplu îți rămâne întipărit în creier. Da? Veți fi pur și simplu greu de uitat cu această aromă. Genul acela de aromă categoric nu este pentru birou, nu este nici măcar pentru mersul la Lidl, însă din nou, de multe ori mi s-a întâmplat să vă spun, nu este pentru mersul la Lidl și m-am trezit într-o zi mergând la Lidl și purtând chiar eu acea variantă sau acel parfum în sine. Dar este ceva de nedescris, este pur și simplu genul acela de aromă extraterestră. E din altă lume, e o aromă de stare, e o aromă ușor meditativă, dar totodată acum te duce într-o zonă senzuală, acum te duce într-o zonă pură, pur și simplu se joacă cu mintea ta, da? Deci se joacă cu mintea ta. Revenind la variante de layering mai umane, ca să mă exprim așa, puteți combina December Rose cine altul decât Baracat Gentle Gold. Da, eu v-am mai spus, urmează să vorbesc și despre el, o recenzie finală. Vai de viața mea! Deci, genul acesta de aromă este fix pentru doamna aceea, doamnă din cap în picioare. Da? Genul acela de doamnă cu coafiură impecabilă, machiaj impecabil, gesturi grațioase, o voce temperată, o voce blândă, foarte, foarte, nu știu, e genul de aromă ce urlă, nu țipă, eleganță și rafinament din toți porii, da? Din toți plămânii, din tot ce vreți dumneavoastră. E genul acela de aromă ce l-ai putea purta, nu știu, canașă sau de ce nu ca invitat la un eveniment, ca invitată la un eveniment, la un dineu, la o recepție, oriunde. Doar că, în opinia mea, singurul impediment oarecum ar fi faptul că îți impune o ținută oarecum mai elegantă. Da? Îți impune o altfel de atitudine, o altfel de ținută. Nu aș putea purta această variantă de layering în blugi și în Adidas, ca să vă faceți o idee. Nu este nimic copleșitor, nu este nimic extraterestru, nu este nimic de nișă, este genul acela de aromă mainstream, este genul acela de aromă ușor de plăcut de oricine. Veți avea acel trandafir cremos, vanilat, vai cât e de fain, nu se mai resimte sub nicio formă treaba aceea cu dulceață de afine, mandarină, noroiul sau izul de acordul acela de paciuli pământiu, epa, nu mai există aici, a fost șters din cărți, dar foarte faină, o aromă, nu știu, foarte, foarte elegantă, dar foarte plăcută și foarte, foarte, din nou, una din acele combinații ce ar fi de preferat să fie purtat undeva în afara casei, da? Pentru că proiectează, are performanțe foarte, foarte mari treaba aceasta. Deci nu știu cum sunt ele două lucrate, ce s-a pus în ele și ce se întâmplă aici. Cert e că pur și simplu bubui dacă combini aceste două parfumuri. Dar în momentul în care eu vin și vă spun că pur și simplu bubui când combini aceste două parfumuri, nu vă gândiți că este
izul acela ieftin sau nu. Pur și simplu bubui strict la capitolul performanțe, însă aroma în sine este una de bani mulți. Da? Mai avem 2, 4, 5. Îmi cer scuze o secundă. Oricum am lăsat cea mai bombă variantă de layering, care categoric nu este pentru oricine, la final. Deci inclusiv aceste două variante sunt copilași pe lângă ultima variantă de layering. Și trecem acum la o variantă de layering. Vi le arăt direct așa, da? Deci, cu December Vanilla. December Vanilla este o sticlă din care eu am consumat atât. Da? Până aici este consumat. Mai am o sticlă de backup. Acest parfum, Doamne Dumnezeule! Deci, acest parfum, în opinia mea, este total, total unisex. Urmează și un videoclip tot așa. Semnătura mea, da? Recenzie finală plus variante de layering. Și pentru domnul, dar este genul acela de aromă care cu siguranță înseamnă rojin. Deci iubesc din tot sufletul, de aceea am și sticlă de backup. Îl ador, îl ador. Nu este vanilia aceea de fetițe, nu, este acea vanilie cu rom. Acea, hai de mine, acea vanilie ușor in your face, ușor vine, te ia, te amețește, da? Bun, bun, stai să mă adun că încep de vorbesc de December Vanilla. Și ce mi-a venit mie într-o zi, zic, hai, ok, dar hai să le combin direct pe astea două, să vedem ce iese. Și iese o treabă de zile mari. Deci iese o treabă de zile mari. Într-o altă ordine de idei, nu vreți să știți cum miroase aici? Zici că ești la Sephora și ai dărâmat un raft întreg de parfumuri. Da, deci clar trebuie aerisire de urgență după ce termin de filmat. Dar ce avem aici? Ce avem aici? Din nou, December Vanilla pur și simplu vine cu radiera și șterge din December Rose acel iz fin acrișor, dulceața de afine, mandarina, izul de mușchi verde, izul acela de paciuli pământiu, pământos, cum vreți dumneavoastră să-i spuneți. Și adaugă trandafirului de aici, ce îl duce oarecum într-o zonă de nișă, aș putea spune, deoarece nu mai este acel trandafir gotic. Pur și simplu December Vanilla vine și răstoarnă tot, dar rescrie istoria. Și îți dă un, nu știu dacă există așa ceva, rom cu aromă fină de trandafiri. Există? Habar n-am. Nu știu. Dar asta îmi lasă senzația. Ca și cum am un pahar de rom din acela foarte, foarte scump și am ceva petale de trandafiri în el, da? În conținutul paharului, în rom. Și lângă am o farfuriuță cu ceva zahăr brun, din nou, neapărat brun. E izul acela inconfundabil, în opinia mea, de zahăr brun. Și ceva desert. Dar nu mergeți nici către zona de Killian Angels Share când spun desert oarecum de nișă și treaba aceea cu iz fin buzi. Nu, n-are treabă cu Angels Share. Dar este genul acela de aromă, din nou, de sucit minți, capete și tot ce vreți. Cu siguranță aș vedea purtată această variantă de layering în club. Dacă sunteți zona 20 plus și mergeți în club sau de ce nu, ar fi genul acela, că mă umflă și râsul, de parfum, da? Genul acela de aromă care tu, ca doamnă, vrei să te răzbuni pe iubit, vrei să te desparți de el și la ultima întâlnire, când vă întâlniți voi și vă spuneți tot ce aveți pe suflet, porți treaba asta. Dacă tu atunci porți aceste două parfumuri
combinate împreună, nu că se va târâ în genunchi în fața ta, pur și simplu va face târâși pe coate, da? Asta e genul de parfum, asta e genul de aromă, atunci când combine aceste două parfumuri. Este ceva, din nou, cu performanțe extrem, extrem de mari, dar are izul acela și sexy, și intrigant, și izul acela de nu mă uita, da? Bun, revenind la o variantă de layering ceva mai versatilă, zic eu, putem avea atunci când combinăm December Rose cu nimeni altul decât Musk VIP de la Fragrance World. Bun, când combinăm aceste două parfumuri, da, obții o aromă ce o poți purta clar de zi cu zi, dar când spun o poți purta clar de zi cu zi, nu mergeți atât de departe încât să purtați, zic eu, în opinia mea, acum dumneavoastră faceți ce vreți. Totuși nu combinați treaba aceasta și mergeți la job, la birou, da? Vai! Musk VIP, chiar dacă este genul acela de parfum centrat pe nota de musc, chiar dacă ambalajul în sine, da, combinația de alb și argintiu vă duce la ceva pur, la ceva diafan, la ceva aerisit, ei bine, e o bestie înăuntru, da? Deci, pe sistemul afară e vopsit gardul, iar înăuntru leopardul, așa este și Musk VIP. Nu vă luați după ambalaj, nu vă luați că e un parfum lejer, flu-flu și așa mai departe. Nu. Dar, atunci când îl combinați cu December Rose, obțineți un trandafir oarecum pudrat, dar nu este ceva, cum să zic eu, ceva pur feminin. Nu. Este o variantă de layering care eu aș vedea-o purtată cu succes și de către un domn. Ai un trandafir pudrat, da? Un trandafir, nu știu de ce de data asta mă duce cu gândul la genul acela de boboc de trandafir, mai degrabă roz pal, da? Sau petalele acelea combinate alb cu roz pal. Trandafirul acela crud, trandafirul acela tânăr, dar pudrat, aerat, aș putea spune, și din nou, de ce v-am spus că nu mergeți pe premisa că e un parfum ușor Musk VIP? Nu. În combinație cu December Rose are puterea necesară în așa fel încât pur și simplu îi distruge izul acela de paciuli, nu mai aveți treabă cu noroi, pământ, jilav și așa mai departe, dar totodată și izul acela de mușchi verde. Și de asemenea transformă trandafirul ce era de sine stătător în December Rose într-unul tânăr pudrat. Da? E genul acela de aromă ce, nu știu, aș vedea o purtată toată primăvara. Da? Pur și simplu ca parfum de zi. Dacă December Rose de sine stătător ți se pare mult prea mult să-l porți ziua în amiaza mare, dacă ai Musk VIP de la Fragrance World, combină-le și nu ai nici cea mai mică oprire, da, din partea nimănui. Și am ajuns la ultimele trei, să mi le aduc eu un pic mai aproape și să mai spăl puțin nasul, deoarece jur, de data aceasta, oricum, December Rose în sine, v-am spus și mă repet, este un parfum extrem de puternic, cel puțin în opinia mea și după felul în care îl percep eu. Dar toate combinațiile de astăzi, credeți-mă, sunt bombe din toate punctele de vedere și categoric după ce voi filma, astăzi nu mai sunt bună de nimic pe partea cu nasul. Da? Mare nose blind ce o să-mi iau. Deoarece, pentru că și fiindcă următoarea combinație este din nou genul acela de variantă de layering nerecomandată persoanelor slabe de inimă. Și vorbim aici despre December Rose, bineînțeles, și
Hai să spunem orice ADN de ud satan mood. Eu am de la Pandora Scent Baracart Satin Ud. Și da, vedeți în ce stadiu a ajuns al meu. Deci pur și simplu este negru. Este păcură în sticluță. În condițiile în care atunci când l-am achiziționat, nici nu mai știu, în toamnă, iarnă, nu mai știu. Era un gri închis, gri petrol și acum e negru, negru, negru. Dar revenind la varianta de layering și de ce am spus eu că nu este recomandată persoanelor slabe de inimă, credeți-mă că știu ce spun. Asta e varianta aceea de layering pentru acea femme fatal. Hai, mai dăm unul, dacă tot îmi iau nose blind astăzi, de ce să nu-mi iau? Vai de viața mea! Deci vai de viața mea, nici nu trebuie să apropii blotterul, jur. Deci blotterul este undeva aici, ca să înțelegeți. Eu, acea neiubitoare a notei de trandafir, această combinație mi se pare top. Deci top, dar trebuie să iubești nota de trandafir. Frumos joc de cuvinte, nu? Eu, acea neiubitoare de trandafir, această combinație este top, dar trebuie să iubești nota de trandafir. Este, lăsând gluma deoparte, este bombă nucleară. E genul acela de aromă ce cu siguranță trebuie să o porți seara. E genul acela de trandafir. Ce trandafir? Ai buchet de trandafir direct, buchet de trandafir, ai o vanilie frumoasă. Ai un iz de tot fin pudrat pe undeva pe aici. Vai de mine! Pur și simplu urlă a bogăției, da? Dacă bogăția ar avea un miros, acesta ar fi, în opinia mea, da? Așa miroase bogăția. Așa miroase, din nou, o hanâm, ca să nu mai spun madre de mafie, nu, o iau pe latura Middle Eastern, că tot vorbim de parfumuri Middle Eastern. Și hanâm, după cum v-am mai spus, este acea căpetenie de clan în lumea Middle Eastern, dar este femeie, este doamnă. Categoric, așa miroase o hanâm sau așa miroase o șeică, dacă am înțeles bine că ăsta este termenul. Așa miroase cea mai bogată femeie din lumea Middle Eastern, da? Trandafir peste trandafir peste trandafir. Vanilia aceea, nu știu, deci pur și simplu pentru mine este un combo de vanilie, trandafiri, ceva fin pudrat, un acord oarecum de ud dulceag. Nu este, totuși nu este combo-ul acela clasic ud trandafir sau eu știu trandafir vanilat și așa mai departe. Nu. Vai, și mi-am rupt nasul atât de tare cu combinația asta, dar o ador. Este foarte, foarte puternică. De aceea am spus că nu este recomandată persoanelor slabe de inimă. Nu. E genul de aromă amețitoare din toate punctele de vedere. E genul de aromă ce, dacă ai purta-o la un concert, tu ești vedeta, da? Dacă e genul acela de ești înconjurată de nu știu câte persoane, cu siguranță toată lumea va ști că tu ești acolo și toată lumea te va întreba a ce miroși, cu ce te-ai dat. Iar acum, penultima, este genul acela de variantă de layering oarecum clasică, oarecum a la Montale, Montal, cum vreți voi, și anume trandafir cu ceva cafeluță. Iar acea cafeluță am ales eu să fie Eternal Coffee, care este mai degrabă un Irish Coffee, un Frappuccino, ceva pe acolo, numai cafea pură, nu este acest Eternal Coffee. Dar ce ai aici? Ai din nou, exact după cum v-am spus inițial, acea combinație de trandafir și cafea ușor cu iz de Montale, Montal și așa mai departe.
Genul acela de aromă însă poate fi oarecum copleșitoare, pentru că știu că sunt ceva discuții în legătură cu Eternal Coffee. Eu, în momentul de față, cred că l-am de câteva luni bune. O să caut, că știu că i-am făcut unboxing și vă las inserat pe undeva pe aici. Dar, în momentul de față, pur și simplu a ajuns la nivelul de bestie. Este acel frappuccino cu mult zahăr, cu o picătură de izbuzi, da? Și cu toate astea, pe cât de puternic este December Rose, că de fapt aici vroiam să ajung, Eternal Coffee, din nou, îi estompează, îi șterge, nu îi estompează, acea deschidere efervescentă, veselă, jucăușă, oarecum luminoasă, nu mai e sub nicio formă dulceață de afine aici, nu mai e mandarina aici sub nicio formă, din nou. Dacă ai December Rose și ți se pare că este copleșitor izul de acordul acela de paciuli pământiu, dacă îți place și cafeaua, combină-l cu el. Combină-l cu el și vei avea acea, din nou, cafea a la Montale cu trandafir. Da? Pur și simplu, doar că este cafeaua aceea oarecum mai dulce, da? Cafeaua aceea cu extra zahăr. Cam asta este. Și în opinia mea, de data aceasta, această variantă de layering este una ce mai degrabă aș purta-o seara, primăvara, dar toamna și iarna poate fi acea variantă de layering de zi cu zi, da? Nu este nimic prea mult în perioada ușor mai rece. Primăvara, consider, din nou, în opinia mea și pentru gusturile mele, că este ceva ce aș putea purta cu succes seara. Și am ajuns la bombiță. Și pentru că am ajuns la bombiță, oricum, am purtat bombița aceasta, oricum, m-am chinuit să o dau jos de pe mine, deci nu vreți să știți. Ieri, la un moment dat, am trecut la exfolierea aceea de mai aveam puțin și ajungeam la os, da? Doar că, bine, nasul meu oricum în momentul de față este un pic cam praf, dar cu ultimele puteri vom vorbi despre bomba supremă. Și anume, da, rifacat de la Paris Corner combinat cu December Rose. În acest moment se aliniază planetele, vin extratereștrii, se pune stop, am dat două pufuri. Hai, mamă! Deci s-a terminat. În momentul în care ai purtat această variantă de layering, e genul acela rich bad bitch vibes. Pe undeva pe acolo, scuzați expresia. Dar asta este. Deci asta este, asta este. Ești cea mai mare bad girl, ești acea fată rea, ești acea fată dură, nu Nikita. Nu știu de ce mi-a venit în cap comparația asta, dar ești în acel pardesiu, palton, trenci, cum vreți voi să-i spuneți. Din piele neagră, ai niște cizme până peste genunchi negre, iar pe dedesubtul trenciului ai pur și simplu o lenjerie intimă, da? Deci, stați ca să vă traduc filmul. Trenciul din piele naturală, cizmele până peste genunchi din piele naturală și atitudinea asta de badass vin de la rifacat. Pe dedesubtul acelui trench de piele ai de la December Rose o lingerie intimă fix de culoarea aceasta, din material din acela fluid natural, mătase, ce vreți voi, și pur și simplu conduci
cea mai, între ghilimele, nenorocită și tunată mașină. Da, deci eu pur și simplu asta văd. Atragi toate privirile, toți din jurul tău vor să fie la picioarele tale măcar, însă, în același timp, emani atâta putere, emani atâta respect, nu știu, emani oarecum și sentimentul acela de frică, de teamă, da? Deci este ceva ce nu. Nu credeam vreodată și oricum, dacă aveți rifacat sau dacă l-ați testat sau dacă sunteți deja la a doua sticlă, te pup, Alexandra! La a doua sticlă ești sau la a treia? Ca de obicei o să vă las și contul de YouTube al Alexandrei. Dacă iubești individul acesta și îl combini cu treaba asta, s-a pus stop, da? Pur și simplu cad asteroizi, da? Se întâmplă eclipse, elipse și așa mai departe. Este nu. Este cea mai, nu știu, cea mai mare femme fatale miroase așa. Da? Cea mai puternică femme fatale, fix așa miroase în opinia mea. Este ceva divin. Și din nou, este genul acela de aromă ce este atât de puternică încât categoric necesită o altfel de situație, un altfel de moment. De ce nu genul acela de noapte? Bine, numai romantică nu mă duce pe mine cu gândul. Gândiți voi ce vreți. Sau genul acela de noapte în club, cu toate că urlă a sex appeal, pur și simplu, da? Dacă porți asta și mergi într-un club, nu vreau să mă gândesc ce se va întâmpla. Dar, din nou, de zi cu zi, categoric nu. Deci, categoric nu, numai dacă, într-adevăr, ești acea femme fatale pe care v-am ilustrat-o eu mai devreme. Bun. Nasul meu e complet gata. Este distrus. S-a terminat pe ziua de azi. Azi nu mai testez nimic. Noroc am apucat să... Unde e parfumul? Că nu-l mai vedem. Noroc am apucat să mă parfumez dimineață și să mă bucur de acesta, pentru că în momentul de față sunt knockout. Și dacă tot sunt cu el în mână, nu uitați, lăsați-mi și mie, vă rog, în secțiunea comentarii ce parfum purtați voi astăzi. De asemenea, dacă ați testat sau dacă aveți acest December Rose, lăsați-mi și mie experiența dumneavoastră în legătură cu acest parfum, pentru că da, suntem diferiți, fiecare resimțim altceva și pe fiecare dintre noi parfumurile au alte performanțe. Pentru că nu toți aplicăm aceeași cantitate și restul factorilor. Că oricum am vorbit peste o oră. Deci, dacă, din nou, aveți December Rose, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce alte variante de layering faceți dumneavoastră sau ce ați combinat și v-a plăcut sau ce ați vrea să combinați. Și, ca de obicei, veți avea link în bara de descrieri, contul meu de Instagram, contul meu de TikTok, grupul meu de Facebook Freak Family și, nu în ultimul rând, link pentru absolut toate parfumurile despre care v-am vorbit astăzi. Vă mulțumesc dacă ați rămas cu mine până la final, vă îmbrățișez din suflet, atât eu cât și nasul meu knockout, și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat! Zvonena Sharafame. Lehra!